Mulțumim, bună seara. Numele meu este Alina Marinescu, sunt farmacist și în același timp directorul general al farmaciilor Catena. Și într-adevăr sunt încă de la începuturile dezvoltării lanțului de farmacii. Este lanțul cel mai mare din România, pot să spun, 100% românesc, o firmă antreprenorială care ne-am clădit succesul prin munca echipei. Nimic n-ar fi fost posibil fără implicarea colegilor din farmacie, a celor din departamentele de suport, fără dăruirea cu care aceștia au fost prezenți și pe timpul pandemiei. Chiar dacă se spune că retailul farmaceutic a fost câștigătorul pandemiei, să știți că și farmaciștii și asistenții de farmacie, nu numai din Catena, din toate farmaciile, au fost și ei prezenți zi de zi și au fost și ei eroii pandemiei, putem să spunem, pentru că au lucrat neîncetat să servească și ei binele poporului. Și farmaciile consider că sunt cei care închid cercul acestui sistem de sănătate. Vreau să le mulțumesc încă o dată colegilor mei. Acest premiu ne onorează și în același timp ne și obligă să ne păstrăm excelența și poziția de lider în domeniul farma. Mulțumesc capital și vă felicit încă o dată pentru organizarea acestei gale. Domeniul sănătății este un domeniu important în România și vă felicit că i-acordați importanță. Mulțumesc mult! Bună seara! Felicitări! Mulțumim și noi!